Peste 1800 de mineri din Valea Jiului, județul Hunedoara, au semnat pentru declanșarea unei greve generale pe fondul nemulțumirilor privind contractul colectiv de muncă și intrarea în insolvență a complexului energetic Hunedoara. Liderul sindicatului Muntele, Petre Nica, a declarat ieri, 13 ianuarie, potrivit Mediafax, că minerii de la Lupeni, Livezeni, Lonea și Vulcan, precum și angajați de la electrocentrale Deva, au semnat pentru declanșarea grevei generale. Nemulțumirile minerilor sunt legate și de incertitudine păstrării locurilor de muncă în condițiile intrării în insolvență a complexului energetic Hunedoara. Tribunalul Hunedoara a admis într-o ședință care a avut loc în 7 ianuarie intrarea în insolvență a CEH la solicitarea acestuia. Potrivit deciziei tribunalului, o firmă specializată din Craiova va pune în practică procedurile de insolvență. Complexul energetic Hunedoara are datorii de aproximativ 1,2 miliarde de lei și are 6400 de angajați la termocentralele Mintia și Paroșeni, precum și la minele de cărbune Lupeni, Lonea, Vulcan și Livezeni.